În urma incidentului înregistrat duminică 28 februarie la Spitalul Județean de Urgență Călăraș, aparatul RMN nu mai funcționează. Conform declarațiilor managerului unității spitalicești Bogdan Mihai, aparatul trebuie reparat în urma unei scurgeri de heliu. Lucrările vor dura aproximativ o lună, timp în care persoanele programate deja vor primi o reprogramare. Acolo, evaluarea primară ne arată o anomalie a care cauză. Încă nu o cunoaștem, dar sper că în urma expertizei să o cunoaștem, s-a declanșat un sistem de siguranță care a evacuat heliu din aparat, destinat răcirii magnetului. Asta a fost. Acum, cum se extrapolează, cum să nu, noi avem o expertiză, o așteptăm, vedem ce se întâmplă în continuare. În cât timp va fi funcționabil? Pentru a vă răspunde la întrebarea asta, întâi trebuie să primească expertiza. La momentul ăsta, un termen înaintat de cei care se vrem internați ar fi ca săptămâna asta să finalizeze toată evaluarea și în funcție de gravitatea celor ce constată, probabil 2-3 săptămâni. Și în funcție de ce înseamnă sume de bani, dacă se constată necesitatea unor noi reparații. Informația clară, timp de aproape o lună de zile, RMN-ul de la Călăraș să ne funcționeze. Și pacienți care erau programați, ce puteți spune asta la întrebare? Vor intra într-o zonă de stand-by. Câți sunt estimativ? 80, parcă nu. 70-80 de persoane care avem programat. Aici este o chestie pe care nimeni nu poate să o preîntâmpine. Pentru că dacă am avea două aparate, atunci poți. Dar să ai două aparate pentru niște costuri mari, nu sunt, la un moment dat nu se închide economic. Personal medical care deservea echipamentul, ce face perioada asta? Asigură alte activități, care personalul medical are capacitatea sau are pregătirea de a asigura și PCT, și radiografii, și orice alte activități care țin de radiologie. Deși nu sunteți spital suport COVID, ați preluat cazul și ați făcut internări. Da. Aveți toată aparatura necesară și sunteți pregătiți pentru un al treilea val? Răspunsul la întrebarea asta este că nu cred că este cineva pregătit. Dar, mergând pe istoricul primului val, acelui de-al doilea val, am învățat din lipsurile cu care ne-am confruntat la momentele acelea și putem face față. Cât? Asta va depinde foarte mult de intensitatea valului. Că dacă ne vom confrunta cu un număr foarte mare de oameni care vin către noi, indiferent cât de bine am fi pregătiți, totul se rezumă la o resursă limitată. În urma incendiilor înregistrate în ultima perioadă, au fost făcute tot felul de controle, da? Unitățile spitalicești. Dacă la spital a fost efectuat un astfel da. De control și ce rezultate are, da? Au, și mă interesează dacă pe secții ați găsit aeroterme, cum au fost cazul la... Ați deschis un subiect de actualitate. O să vă... În luna 18-11 a fost efectuat un control. Controlul ăsta a găsit, să scriu mai mult aici, că a găsit multe neconformități. Cum v-am spus, de 10 ani, de 15 ani, rugămintea mea către cei care au executat controlul au fost scrise absolut tot. Ca să știm de unde plecăm. Pot să vă spun așa, că în prima am avut 14 măsuri către serviciul administrativ, în care în 3 luni de zile am rezolvat 11. Mai sunt niște măsuri care presupun niște investiții mari de ordinul la 100.000 de euro pe fiecare măsură, care pe măsură ce bugetul va fi aprobat, vom intra în Consiliul Județean să ne dea bani la momentul ăla, le vom pune. Dar am limitat. Am citit la un moment dat în raportul național al IGSU-ului că nu există senzori de oxigen. Pot să vă spun că noi la Călăraș am cumpărat senzori de oxigen. Au venit săptămâna trecută, cred că vineri, și fie pe saloanele ATI am pus niște senzori de oxigen care ne indică depășirea unui cel puțin acustic. Și atunci am făcut un instructaj, avem acum o procedură pe care o proiectăm, se dă drum astfel încât oamenii să știe. Creăm niște sisteme suplimentare de avertizare. În final, vom face un sistem automat. Am început discuțiile de... Au chemat diferite firme care pot proiecta asemenea sisteme de evacuare, astfel încât când se declanșează senzorul, să plece automat. Cum am spus, problemele trenează de mult timp. Aici este marea. Începând de la planurile, de la lucruri elementare care puteau fi făcute în timp,
lucrurile nu s-au făcut întotdeauna cum trebuie. Și acum trebuie să construim, să vedem prima oară ce nu avem, ca să știm ce putem face. Lucrurile le facem. Am angajat, am adus prin transfer un om care se ocupă doar de PSI și vă spun că de două luni de zile muncește într-un. Muncește și el a zis că l-am vrut să-l pedepsesc, dar l-am chemat să muncească. Dar la ce electrică din care sau cum s-a mai renunțit? Este foarte greu de spus, pentru că ea a fost o dată proiectată când s-a construit spitalul și s-a intervenit parțial dacă la renovare s-a constatat. Adică putem vedea niște saloane în care nu s-a intervenit deloc și unele în care s-a reabilitat. Am încercat, am luat legătura chiar undeva, am încercat în zona Institutului de Cercetare de la Petroșan să ne dea o expertiză. Nu prea găsim răspunsuri. Aici este. Adică eu am zis, ok, mergem, facem o expertiză în ceea ce înseamnă instalația, adică facem un audit. Și vreau să spun, domnule, e instalația bună, nu trebuie să facem exact cum au făcut pompieri. Asta. Nu găsești. Trebuie o firmă autorizată pe anumite zone medicale, să aibă expertiză. Te duce într-o zonă în care, și atunci eu am început, am făcut evaluare prima. Am luat efectiv electricianul și am dat sarcini să-mi facă câte o fișă a fiecare camere din spital, în care să-mi spun 10 prize putere instalată atâta, put consumatori atâta. Le fac proceduri individuale pe tot ce înseamnă secții. Până când vom putea rezolva, dacă vom putea rezolva vreodată ce înseamnă auditul ăsta, mare al rețelei. Surpriza a fost mare. Am demarat un control intern și am găsit zone din spital în care eu am rămas șocat. Erau butelii pe secții. Aragaze și butelii. Am întrebat de ce. Că așa au fost. Ani de zile. Bine, zic, ok, butelii explodează spitale, vedem televizor, nu avem televizor, nu avem telecomandă. Le-am scos. Mai sunt două, trei unde, într-adevăr, unde acolo este reglementat faptul la pediatrie, că trebuie să încălzești mâncarea, o să căutăm soluții alternative, căutăm și găsim niște forme de încălzire. Dar tot de ani de zile vorbim. Adică vorbim de niște chestii care vin într-una și pe care, sincer, nici nu te-ai gândit. Dom'le, poate să existe o butelie în spital, într-o secție. Vezi aici un aparat ultraperformant și mai acolo, la patru camere, două butelii, dar de care cineva. Nu de gaz, de oxigen. Ei, aici este ce vreau să vă spun. Dacă e ceva la care nu te poți gândi că există, s-ar putea să existe. Asta e foarte interesant. Asta e realitatea, dar de aici plecăm. Ce putem construi de aici? O întrebare. S-a desfințat secția de reparație aparatură medicală din spital acum mulți ani. Cine repara aparatura medicală? În special cine electronică, iată, există deficiențe. Pe diferite aparate, există contracte încheiate cu societăți de mentenanță, cu firme de mentenanță. Unele le asigură ei, pentru unii căutăm să iei un centru la Prahova, centru regional, nu știu cum se cheamă exact, care asigură această mentenanță. Desigur, este de dorit și o să vă cer sprijinul în perioada imediat următoare, o să scoate la concurs un asemenea post, să ne ajutați să-l mediatizăm foarte mult, poate reușim să-l încadrăm. Durează mult o reparație la un aparat medical, se poate substitui cu altul de rezerve? Depinde de ce aparat. Dacă e vorba de RMN, nu se poate substitui. Dacă e vorba de un concentrator, un ventilator, orice altceva, putem. Să spunem că am analizat sângerul sau... Avem mai multe echipamente. Monitoare... Avem. Ați spus de butelii. Câte butelii ați găsit? N-am cifre. Eu vă spun ca fenomen. Le-am undeva spase, că am cerut o evaluare, dar... La ce foloseau? Încălzeau mâncare. Da, și încălzeau mâncare, oameni. Pe secții. Personal. Da. Personal pentru bolnav, pentru nu știu, adică nici nu contează, că eu am întrebat, ok, dați-mi cadrul normativ care reglementează așa. Și mi s-au dat decât pe trei locații. Ok, alea trei locații rămân. Restul, așa au fost. Pe secție există chicinete pentru personal unde pot... Erau niște oficii, erau, vă spun aici, noi trăim acum, ne uităm pe niște lucruri care... au fost reglementate poate la un moment dat, că ulterior nu au mai fost puse în ordine. Ulterior. Acum am luat, cam periat și periem într-una fiecare cameră. Improvizații, găsite, știa, peste tot au fost. Au pus proceduri, le-am luat procedurile de la zero.